Aici, Radio Chișinău. Este ora 14. Radio Jurnal. Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. La 10 ani de la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni au călătorit de peste 30 de milioane de ori în statele europene. Este una din deciziile cu cel mai mare impact pentru cetățenii moldoveni, a subliniat ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morari. O linie electrică aeriană va interconecta localitățile Bălți și Suceava cu scopul de a crește securitatea energetică a Republicii Moldova. Parlamentul a ratificat astăzi acordul de împrumut cu BERD privind realizarea proiectului interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. România va continua să sprijine eforturile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova în fața provocărilor hibride, a declarat șefa diplomației de la București, Luminița Odobescu, în cadrul unui eveniment dedicat securizării infrastructurii critice. Și vreme mai mult închisă în următoarele zile, acum la Chișinău se înregistrează 12 grade Celsius. Parlamentul a ratificat în ședința de astăzi acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin construcția liniei electrice de 400 de kW care va interconecta localitatea Bălți și Suceava. După Ixac-Cea, Vulcănești, Chișinău, Bălți și Suceava este a doua linie care va uni rețelele dintre Republica Moldova cu cele din România, implicit cu Uniunea Europeană. Mai multe detalii are Mihaela Dicusar. Secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Constantin Borosan, a declarat că, potrivit condițiilor negociate, împrumutul oferit de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va fi acordat Republicii Moldova într-o singură tranșă, ce urmează a fi rambursat până în 2041. Banii vor fi utilizați pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava. Acordul prevede contractarea unui împrumut în valoare de 30,8 milioane euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare a proiectului de 40%, cealaltă parte fiind asigurată de către Banca Europeană de Investiție în valoare de 30,8 milioane euro, care reprezintă de asemenea 40% din costul proiectului și încă o componentă este alocată de către Uniunea Europeană sub formă de grant nerambursabil, ceea ce reprezintă 20% din costul proiectului. Constantin Borosan a arătat și care sunt beneficiile acestui proiect. În primul rând, creșterea securității energetice și securitatea aprovizionării consumatorilor cu energie. 2. Creșterea capacității de integrare a surselor regenerabile în sistemul nostru energetic național. 3. Creșterea capacității de schimburi comerciale, export-import de energie electrică cu România, cu Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă beneficii pentru mediul de afaceri și consumatori. Construcția liniei aeriene electrice Bălți-Suceava este parte din strategia energetică a Chișinăului, care prevede inclusiv consolidarea rolului Republicii Moldova de coloar de tranzit al curentului electric prin construcția unor noi linii de interconexiune cu sistemul european ENTSO-E. Prețul total al proiectului este de 77 de milioane de euro. Pe 28 aprilie se împlinesc 10 ani de la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană. În această perioadă, 2 milioane de cetățeni au călătorit de peste 30 de milioane de ori în statele Uniunii Europene, potrivit datelor statistice. Regimul liberalizat de vize este una dintre deciziile cu cel mai mare impact pentru cetățenii moldoveni, a subliniat în cadrul unui interviu pentru Radio Chișinău ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morari. Cu mai multe detalii, Ina Guțu. Reformele realizate pentru obținerea regimului liberalizat de vize în 2014 stau la baza acțiunilor actuale de pregătire a lansării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, spune ambasadoarea de Republica Moldova la Bruxelles, Daniela Morari, în cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău. Mulți și-au uitat cum a fost perioada în care trebuia să mergem să aplicăm pentru vize, cât de complicat acest lucru a fost. Suntem interesați în acest parcurs adițional de aderare să găsim noi
oportunități cu impact similar în ceea ce înseamnă stat candidat, adică integrare graduală. Ce aș vrea să fac referință la roaming, acordul anunțat anul trecut și avem deja tarife mai reduse. Republica Moldova a depus și declarația pentru SEPA. Nu va fi necesar de a avea taxele pentru transferurile în statele membre europene și în Uniunea Europeană. Potrivit datelor statistice, în 10 ani peste 2 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, reprezentând circa 80% din populația totală a țării, au călătorit în Uniunea Europeană. Acest lucru a dus la economii de milioane de euro pentru cetățenii Republicii Moldova, spune directorul Institutului pentru Inițiative Europene, Iulian Groza, care era viceministru al afacerilor externe în 2014, când țara noastră a obținut regim liberalizat de vize. Practic, fiecare din noi, cel care a călătorit în Uniunea Europeană, a avut posibilitatea cel puțin de 15 ori în această perioadă să se poată să meargă. Arată și nivelul nostru de mobilitate și de reacțiune și cum estimăm noi această perioadă la nivel de beneficii, la nivel de ce am economisit. Conform datelor oficiale ale Comisiei Europene, timpul mediu pentru eliberarea unei vize este de 15 zile. Dar asta nu ia în calcul timpul pe care fiecare din noi l-a avut atunci pentru ca să adune documente, certificate, programare. Ar fi însemnat cel puțin vreo 7 milioane de vize pe care trebuia să le obțină cetățenii noștri. Prețul cel mai mic era și este de 35 de euro atunci. Iată, cel puțin 270 de milioane de euro. Noi toți i-am economisit. Amintim că din 28 aprilie 2014, cetățenii Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice, se bucură de regim liberalizat de vize la călătoriile de scurtă durată în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele non-membre, dar care fac parte din spațiul Schengen. Termenul de ședere este de cel mult 90 de zile în perioadă de 180 de zile, iar regimul fără vize nu acordă drept de muncă în țările europene. România va continua să sprijine eforturile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova în fața provocărilor hibride, a declarat șefa diplomației de la București, Luminița Odobescu, în cadrul unui eveniment privind securizarea infrastructurii critice în Republica Moldova. Luminița Odobescu a subliniat că avansarea robustă pe calea integrării europene este cea mai bună cale de a crește reziliența Republicii Moldova. Principalul mesaj pe care am dorit personal să-l transmit este că România continuă să fie alături de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței pe toate palierele, inclusiv în domeniul infrastructurii critice. Și un exemplu în acest sens îl reprezintă proiectul de asistență acordat de România în vederea creșterii capacității autorităților Republicii Moldova de a contracara riscurile neconvenționale de securitate, cu accent pe securitatea cibernetică, protecția infrastructurii critice și amenințările hibride. Lansăm astăzi cea de-a doua etapă a acestui proiect. Vom continua sprijinul acordat de instituțiile românești pentru consolidarea cadrului legal și instituțional al Republicii Moldova în linie cu cerințele Uniunii Europene. Luminița Odobescu a spus în acest context că România va continua să sprijine operaționalizarea Centrului de Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării și Agenției de Securitate Cibernetică de la Chișinău. Evoluțiile războiului din Ucraina au ecouri însemnate asupra situației de securitate din Republica Moldova. În acest context, șefa diplomației române a subliniat că securitatea conexiunilor dintre Republica Moldova și România este acum parte a securității europene, iar proiectul de asistență al României și alăturarea Republicii Moldova la alte instrumente ale Uniunii Europene și NATO fac parte dintr-o abordare mai amplă care să asigure securitatea noastră comună. Dacă Ucraina va cădea pradă Rusiei, Republica Moldova știe că va fi următoarea victimă, declară ministrul de externe Mihai Popșoi într-un interviu pentru publicația americană Washington Post. El a efectuat acum o săptămână o vizită de lucru în Statele Unite, unde a participat la reuniunea dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite. Șeful diplomației de la Chișinău avertizează în interviul acordat publicației americane că războiul de agresiune dus de Rusia nu este doar despre Ucraina, dar în mod special și îngrijorător și despre securitatea Republicii Moldova. Moscova și-a propus să schimbe conducerea pro-europeană de la Chișinău și acționează foarte intens în acest sens, spune ministrul de externe Mihai Popșoi. Oficialul susține că Republica Moldova este conștientă că supraviețuirea ei depinde de rezistența armatei ucrainene. El amintește că recent la Moscova, membrii grupării Shor au creat așa numită alianță înainte alegerilor prezidențiale și referendumului din toamnă. Rusia poartă un război hibrid în Republica Moldova. Kremlinul folosește toate mijloacele disponibile de putere și
interferență pentru a-și impune voința, deși nu bombardează direct țara. Moscova a încercat să dea o lovitură de stat, a antrenat protestatari antiguvernamental falși și inundă cu dezinformare și canalizează banii ilegali către partidele de opoziție proruse. Rușii folosesc procesul nostru democratic împotriva noastră, a spus Popșoi. Ei încearcă să instaleze un regim autoritar prorus care să imite modelul rus de guvernare pentru a înjunghia Ucraina în spate, a spus ministrul de externe. Armata rusă de ocupație a continuat pe parcursul nopții trecute să atace pozițiile ucrainene în intenția de a sparge apărarea Kievului și a avansa pe frontul de sud-est. Între timp, Spania a anunțat că va furniza Ucrainei rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot, iar Grecia analizează încă această posibilitate, relatează Victor Pogor. În ultimele 24 de ore au fost raportate circa 120 de ciocniri de luptă între forțele de apărare ale Ucrainei și trupele armatei ruse pe diferite fronturi, se arată în raportul despre evoluțiile câmpului de luptă transmis de statul major al forțelor armate ale Ucrainei. În total, inamicul a lansat 4 atacuri cu rachete și 75 de lovituri aeriene și a tras 66 de salve cu rachete asupra pozițiilor armate și în zonele populate, se arată în raport. Ucraina a retras pentru un moment de pe front tancurile de lupta Abrams furnizate de Statele Unite după ce intensificarea atacurilor rusești cu drone le-au împiedicat să acționeze fără să fie detectate. Americanii au acceptat să trimită 31 de blindate Abrams în Ucraina în ianuarie 2023 la insistențele îndelungate ale Kievului, care susținea că tancurile de aproximativ 10 milioane de dolari bucată erau vitale pentru capacitatea sa de a sparge liniile rusești. Câmpul de luptă s-a schimbat însă substanțial de atunci, în special prin utilizarea omniprezentă a dronelor de supraveghere și de vânătoare, iar Ucraina nu le-a mai putut proteja în teren deschis. Spania a căzut de acord să furnizeze Ucrainei rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot. Spania va preda rachetele, dar a refuzat să furnizeze însăși sistemul Patriot, care a fost dislocat la granița dintre Turcia și Siria în 2013, scrie Hromadske. În total, armata spaniolă are 3 sisteme Patriot, fiecare cu propriile lansatoare de rachete, radar și stație de control, care au fost achiziționate la mâna a doua din Germania. Lotul de rachete pe care Spania le va transfera în Ucraina va conține un număr limitat de obuze, deoarece rezerva militară spaniolă este de aproximativ 50 de unități. Nu este prea târziu ca Ucraina să câștige în războiul împotriva Rusiei, cu condiție ca Occidentul să-și respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. În ultimele luni, aliații NATO nu au oferit sprijinul pe care l-au promis, a deplâns Jens Stoltenberg într-un discurs rostit la o ceremonie de premiere la Berlin pe tema legăturilor transatlantice. Acum este responsabilitatea noastră să transformăm angajamentele în livrări reale de arme și muniții și să facem acest lucru rapid, a apreciat secretarul general NATO. ...597.000 de locuințe și 860.000 de persoane au fost recenzate până în prezent în cadrul recensământului general care se desfășoară în Republica Moldova, a anunțat astăzi directorul Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, într-o conferință de presă. Lideri în procesul de recenzare sunt raioanele Gloden, Orhei, Soroca, Telenești, Ungheni, Călărașa, Neninoi. Ritmuri mai joase de recenzare se înregistrează în Chișinău și Bălți, a comunicat directorul BNS, Oleg Cara. De regulă, în localitățile rurale, unde persoanele sunt, recenzorii sunt mai bine cunoscuți către persoanele din localitate, procesul de colectare a datelor decurge mai ritmic. Persoanele sunt deschise din prima vizită a recenzorului, sunt oferite aceste informații. În alte localități, special în municipiul Chișinău și municipiul Bălți, recenzorilor le e necesar un efort suplimentar pentru a contacta gospodării, pentru a convinge de a participa, dar și în unele cazuri persoanele sunt angajate în câmpul muncii, deci ei propun recenzorului ca să vină la o altă dată, la o altă oră și lucrul ăsta de asemenea influențează procesul de colectare datelor. Recensământul general al populației și locuințelor se desfășoară până pe 7 iulie în toate localitățile din Republica Moldova. Aceste exerciții statistice se desfășoară odată la 10 ani. Discursurile de ură în spațiul public, violența în bază de gen, fenomene care se intensifică mai ales în alegeri, au fost subiecte discutate astăzi în cadrul unei mese rotunde organizate de Consiliul Europei, UN Women Moldova și Comisia Electorală Centrală, relatează Mihaela Iorgu.
Deși legislația Republicii Moldova prevede sancțiuni pentru discursul de ură, acest element de manipulare continuă persistă în alegeri, a spus președinta Comisiei Electorale, Angelica Caraman. Acum un an, la 27 aprilie, tocmai că am lansat campania de combatere a sexismului, a violenței, a discursului de ură în campania electorală, pentru că tocmai eram în ajun de alegeri locale generale. Noi suntem astăzi aici pentru ca să fim alături de femei în alegeri, nu doar în campanie electorală, dar și în exercitarea mandatului. Atunci când vedem un discurs stigmatizant, un discurs de adiere a unor discriminări pe bază de gen, imediat ar trebui să reacționăm, pentru că tragediile se întâmplă pentru că nu reacționăm la timp. Propagarea stereotipurilor sexiste în presa audiovizuală și în cea online în special alimentează acest mediu toxic și alterează procesele democratice și electorale, a atras atenția președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu. Odioasa crimă care a zguduit țara noastră ne-a mintit pentru a câta oară de cât de fragilă este situația femeii în Republica Moldova. Astfel de abordări nu-și mai au locul într-o societate. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că propagarea și menținerea acestor stereotipuri și în presa audiovizuală și în cea online în special alimentează acest mediu toxic și alterează procese democratice și procese electorale. Sper doar într-adevăr să vedem că tot acest efort al nostru să producă schimbări la nivel de societate, astfel încât femeile să nu fie descurajate și atunci să prefere să nu facă parte din actul de guvernare, din procesele electorale. Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, a evidențiat faptul că perioadele electorale sunt momente sensibile în dezvoltarea unei țări și este crucial să fie combătute elementele care promovează ura, frica și dezinformarea. Electoral environment free from discrimination. Sexismul și discursul de ură nu au un loc într-o societate corectă și justă. Atunci când aceste subiecte se infiltrează în discurs politic, aceste elemente toxice subminează întreaga esență a democrației. Republica Moldova aspiră să se alinieze la standarde și recomandări europene. Respectiv, noi trebuie să recunoaștem că combaterea sexismului și discursului de ură nu este doar o obligație juridică, ci și un imperativ moral. Datele monitorizărilor Asociației Promolex din perioada 2018-2021 atrag atenția asupra faptului că fenomenul discursului de ură are o prezență continuă în spațiul public și în mass media din Republica Moldova. Contextul politic și cel electoral este unul favorabil pentru utilizarea discursului de ură, iar dinamica acestuia crește în perioadele preelectorale și electorale. În perioada de monitorizare 5 septembrie-5 decembrie 2023 au fost identificate 102 cazuri de discurs de ură, exprimate în mass media, în cadrul evenimentelor publice, în rețelele de socializare și în aplicații mobile. Vremea închisă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi mai mult acoperit, local vor cădea ploi slabe. Ziua, maximele termice vor fi de 15 grade la Briceni, 17 grade Celsius la Bălți și 20 de grade la Cahul, iar la noapte minimele termice se vor încadra între 3 grade în zona de nord și 8 grade Celsius în sud. Radio Jurnal.